În această dimineață, un camion încărcat cu cereale s-a răsturnat pe un drum județean din Botoșeni. Mastodontul circula pe drumul care face legătura între Botoșeni și Vorona, iar în apropierea intersecției cu drumul comunal care duce la Mesteacăn s-a răsturnat. Cerealele s-au împrăștiat pe un teren agricol din zona, iar pentru ridicarea autovehiculului a fost nevoie de intervenția unei macarale. Potrivit martorilor, accidentul nu s-a soldat cu victime omenești.